Salutare lume și bine v-am găsit la Eram un sigur să-mi bag cu nou ceva. episod de TNT Run. Și de ce erai tu așa sigur? Că ești un simțit jumătate. Uitați-vă aici. Toată lumea din Minecraft are capă. Chepi. Căpi. Căpi. Chepi, auzi. Cine faci română, băi? Doamna de română. Să vede. Deci să-mi ziceți și mie, ce-s cu noile ăștia chepi? De ce are toată lumea chepi din capă din aia? Zi-mi pe cât se intră. Ce? Cât ești? Păi, pătână târ un, bă. Și merge de la... Au început, da. Deci Oprim pe pe fundal nouă. avem niște câini acolo, pitbull-ii răia lui Alex care ține Poate legat. dacă mi-ai fi așteptat un pic până fi intrat și eu în sele, Dacă poate ți-ai nu s-ar tătăți mai dă fi crește auzit. timpul și apoi până viitor. E vina mea. N-ai mai fi putut să aștepți încă 2 secunde, nu? Scuze. 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 Din vina ta, Omoară din un om și vina după aici, ah, scuze, n-au vrut. ta. Ce-am omorât? Da. A scăsit un incest să gofați. Și cum ești? Nașpa. Nervos, adică. Ha, da, aici ești nervos, Mă da, nervezi aici. și tu cu invitații tăi. Invitații mei. Știi tu, o să dai tu seama la ce mă refer. Aha. Undeva Și ce, sunt. ce era să le zic? Nu. Da. Și m-am enervat și ungurii. Unguri. Da. Așa Un sad tare în bitch. gură, așa tare în gură, se crede. Cine, mă? Clasă din maghiară. Ce De fute aia în de gură? vis-a-vis cu noi. Hă? Aia de vis-a-vis cu noi. Și? A fute în gură. Totuși bat acolo joc, dar până nu ne-am pus la una, nu mă interesează pe mine. Adică mă De duc eu media într-o la pauză și portare. fac acolo curățenie. Încă și, uite-mă, Ce? încă și diri, încă și diri, zis că. Stai că zic exact cum am zis. Nu, asta e că ne vedem în runda 2 cu Alex. Bă, nu mi se pornește filmarea așa. Hai, zi. Că și dirigul tău zis că... Că dacă le, dacă le dăm în gură și noi o să picăm vinovați, chiar dacă ei s-au început. Doar că nu zice că dacă începe să se dea în noi, să numai să stăm și să ne uităm la ei. Deci dacă o să fie mari șmecheri. Auzi? Cum i-am făcut, când i-am dat la un cap în gură, pot să le dau și la altul. La care ai dat un cap în gură? La Edmund. Edmond? Da. Cine? Unul din clasă, de la mate. De la mate? Din clasă de la maghiar. Cred că e clasă de bio. Sau de filo, nu știu. Ai de lângă mie? Nu, nu. Aia e de vis-a-vis de clasă de bio. N-am nici șmeream, n-am tu domn, nu cunosc, nu știu așa Vine ceva. la mine, se bagă în mine. Cum ori la treia, care e problema? I-ai dat un cap în gură. Era mai mare decât ce e cu un cap și Vine a la mine, profitat. cum el un șampion mai înalt, s-a băgat așa, s-a tot împins, mi-a dat un cap în gură și s-a dus în clasa. Nu mă interesează pe mine. O și tăcut după aia. Nu mă interesează pe mine cât de mare sunt din astea. Cât de mare ești? Da. Cu cât sunt mai mare, cu atât cad mai mult. Am de cu... Băi! Vezi cum vorbești, eu am 1,80. Da, e Și tu ce? 80 de centimetri pe șorlăboancă, eventual. Ce? Exact. Nu crezi că am 1,80 m? Pe dic? Tu mai trăiești? Da, tu? Ci-ci-ci, ale cinca. Eu îl întreb dacă mai trăiește și el ci-ci-ci, nu, nu mai trăiesc. Și Da, el nu mai trăiesc. ci-ci-ci, ale cinca. No, care ți-e contul? Cu ce cont ești? Da. Zar, o văză. Ah, te văd. Deci Alex o să înceapă să pună videoclipuri pe contul lui. Nu, nu fă tu Când, când? promisiuni. Nu fă tu promisiuni, că încă nici eu nu știu când o să Când o las. să-și iei un cont premium de Minecraft? Nu fă toate promisiuni, că nici eu nu știu când o să pun pe canalul ăla. Deci nici el nu știe. Are niște probleme tehnice la calculator și... No, milene. Atunci dați unsubscribe, unfollow pe Twitter,
unlike pe Facebook și dați like la acest episod dacă vă place aceste minigame-uri. Acest minigame, de fapt. Aceste minigame-uri mirabolante. Mirabolante, alături de mine și Alex, în care vorbim despre școală și... și șmecheri. Bă, mai este Yoshi încă unul. Da. Yoshi încă... Știți, mai și asta, gata. Am închis episodul. Am închis episodul, ați apăsat și voi butonul de like și... Eu am primit un mesaj. Hai să vedem. Și Alex primește mesaj aici la mine în video. De el aici check. Oh, nici nu, că 10. Recording with Bogidu. Eu nu am nimic util în caiet la fizică, ceva desene handicapate am. Nu! Carte. Desene am și eu. Trebuie să știi să faci desene de alea. Până nu, e pustin, nu pot învăța de desene pe de rost. I know, bă, uite-te mula la ce căcat face acolo. Nu înțeleg nimic din ce ne dă. Ha. Da. Ce face el acolo sus? Care-l țincă? Cât mai are de gând să trăiască? Ah! God dang it! Are cască de aur, diamond. Un pui pe primul stratul gumesc. Cred că e cea doamnă. Jură helper. Du-te mai de aici. Și cum adică nu-mi vezi capa de Optifanii? Bă, e bine, spă, așa să-mi bag piciorul. Eu le cer banii înapoi. Eu pornim filmarea. Da, am făcut. Nu bine. De ce le cer tu banii înapoi? Și cui cer tu banii înapoi? Și celor de la Optifine. Păi dacă mi se vede rongiul ăla de capă... Da, mi Optifine, of, acolo vreau să... Cred că două persoane din... dintre subscriberii tăi, mirobolanți și mulți, o să știe ce înseamnă rongi. Adică rongi. Eu și tu. Rongi? Da. Rongi ar veni ceva stricat, nu? Așa mai cărpos. Că nici eu nu știu ce înseamnă. Un fel de cărpă. Rongi. Că zici dă-mi un rongi, zici dă-mi o cărpă. Cărpă. Că nici eu nu prea știu ce înseamnă rongi. Îmi place, că noi arderenii romanizăm o grămadă de cuvinte. Nu, mi-am și folosit double jump, for fuck's sake. Păi bă, dacă din română facem engleză română, facem și maghiară română, și bulgară română, și ucraina română. Ardeleneasco română mai. Na, ia adultul aici pe Alex ăla din Chișinău. Fratele din Chișinău, ai. Și nu vreau. Nu le-a plăcut la lume, fratele din Chișinău. Da, eu că pute. Ai citit tu comentarii? Nu. No. Că niciun. Și ce părere ai despre hackerii care intră pe conturile tale personale și fac chestii pe conturile tale acelea? Da. Hm? Ce vorbești, mă? Pe tine te-am întrebat ce părere ai despre oia care intră pe conturile altora. A. Gen hackeri. A. Și din astea, și de exemplu, postează chestii pe pagini de socializare, dau like-uri nebuneli, dau share pe Twitter și la din astea. La băgii. Da, știu. Ce, acum nu știu cine mi-a intrat pe contul. Da. Și cârpele astea. Dar să te cheamă, serios, să te cheamă, ca o cârpă arată capa aia. Mi-e place. Deci că niște scuturi din ăla care le poartă... Că l-ai ales. Suatul. Da, și îl porți pe spate, nu? Păi. Oh. Protectez butiul. Ah, jeez, Alex. You gotta protect that booty, ce? Jeez. Ai murit deja? Nu. Și la episodul cealaltă de ce-a fost TNT Run, am ținut undeva la plus 75 de like-uri și vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-o acordați. Și... Da. Serios? E adevărat, alea? Chiar le mulțumesc? Da. Bine, atunci și eu le mulțumesc. Pentru cei 37 de abonați acordați din partea mea. Eu nu. Am zis că să dea like dacă mai vor să vadă cu fratele din Chișinău. Da. Nu, taci. Ai uitat ce am zis mai înainte, da? Și eu dat like și probabil o să mai apară așa din când în când prin videoclipuri tare, când o să fii tu așa cu... Un rage din ăla mai mare. Da, o să fii așa un pic mai nervos de felul tău, să-ți luminezi eu.
Îmi place să aduc zâmbete pe buze și telefonul meu iar mă vibrează. Oh. Deci, Alex, vezi pe unde ți-ai telefonul ăla între timp ce vibrează. Mă caută femeile. Liz, vorbești cu clasa. Cu colegii tăi de clasă. Despre colegile. Fizică. Mâine dai tot test la biologie, mă. Fizică. Fizică? Mhm. Jeez. Ieri am dat la bio. Nu m-a întrebat dacă nu știu, că nu vrei să auzi. Ai știut? Nu. Cât e? Sper să scot 6, 7. Te gândești și vrei să iei 7? Da. Filo, bă, filo. Și ce? Tu dai teză din asta, eu nu dau. Eu nu dau teză, am dat teză. Bine, și cât crezi că e? Vom afla în episodul următor. E că mi-am pus telefonul pe vibrație să mă zici că se rău. Că ne-ai zis că ți-o fă pe vibrație, mă, deșteptule. Dar nu, mi-e și când mi-e pe tare și când mi-e pe vibrație, tot vibrează. Bine. Doar când îmi este pe silențios. Yes, yes! Oh. Îmi este pe silențios. Așa. Asta. Bună pantă, bună, bună, bună pantă. Că mai tare m-am râs de ea, mă. Bună pantă, bună, bună. De ce glumă a zis? Deci, mă, mi-are țiganul, face, nu, să zic panta. Glumă, da. Bună panta, bună, bună. Bună. De data. Deci, un cavaler în armată merge la cal și zice, mă, dacă mă, faci, calul le-o vezi. Da, da, dacă faci calul să râdă și să plângă, eu îți dau o săptămână liber. Nu, no, mere la cal. Îi zice... Stai să râdă și să plângă în același timp. Adică să-i zică ceva după aia să râdă și să plângă după aia să râdă. Da, cred că m-a zis bancul, dar continuă. Nu. No. Și mere ăla la cal și zice la cal, bă, am scula mai mare ca ta. Și pe calul să râdă. Face, bă, ce ai da, zis? Știu. Face, bă, ce ai zis? Face... Nimic. După aia mere, fără să plângă. Mere la el. Eu arată, începe să plângă tare. Na, gogule, ți-ai luat o săptămână liberă. Asta mă știu eu? Nu trebuia să zici cine a zis-o. Adică țiganul meu, adică unul dintre cei trei cai de la răsărit. Na, în fine, gluma asta e... Bă, eu nu știu să zic glume, deci nu vă așteptați. Și tu ai fost la cea de genul, deschide geamul să intre gluma. Sau cum zice mai nou un coleg, deschide gluma să intre geamul. Deci da, asta a fost gluma zisă de gen, da? Și nu vă aștepta, nu vă așteptați să zic foarte ca lumea, că eu nu știu să zic glume deloc. Decât, cioc cioc. Cine e? Da. Și... Eu sunt John Lucan, hai mâinile sus. Cam atât și cu episodul ăsta de TNT Run. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să mai vedeți episodul vinerea și glume spuse de Bogdan TNT Run. Și ne vedem asta vinerea le postez data viitoare. Ciao. Pace ție cititorile. Asta o să fie autorul de acolo.